Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că e marți, avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Clădirea unui internat s-a prăbușit ieri în Dorheiu Secuiesc. Un elev a fost prins sub dărâmături și a murit. Și trei fete au fost rănite. Una dintre victime este în stare critică. Este doar cel mai recent și probabil nu ultimul dintr-o serie de evenimente pur și simplu tragice, în care omor oameni nevinovați în clădiri civile, pe șantiere de construcție civile sau în spitale civile. Insistă cuvântul acesta civil pentru că termenul arată că România nu este în război. Chiar dacă unor imagine pe care le vedem, care străbat și înfiorează societatea noastră, seamănă cu secvențele de pe front. Nu știm în momentul ăsta care este cauza tragediei de la Dorheiu Secuiesc și salut încă o dată felul în care Europa FM își face treaba în momentele astea, pentru că să te grăbești să avansezi cauze și culpe e incorrect, în primul rând față de victime, cred eu, și de familiile lor. Pentru că oamenii sunt alinați de ideea că au aflat adevărul, că au aflat faptele până la capăt, nu că au în față un fel de puzzle imposibil de deslegat. Și ori de câte ori noi ca societate presăm, vrem să știm într-o zi ce s-a întâmplat într-un astfel de caz care e complicat și dificil, cu o clădire de la 1900, cu construcții în curte și așa mai departe, ori de câte ori punem atât de multă presiune, în mod normal autoritățile și chiar și presa ar trebui să reziste și să ne explice că de fapt punând presiune nu facem decât să-i cumva să, sigur că e justificat să încercăm să aflăm, dar nu putem avea așteptări absurde, ales să spunem direct. Pentru că nu facem decât să-i obligăm să grăbească uneori ca să declare, să sperăm că nu se grăbesc la cercetări, și să mintă sau să improvizeze de cele mai multe. Și deci nu știm încă ce s-a întâmplat acolo și de ce s-a întâmplat. Dar ce știm însă este că și odorul de Iosecuie și explozia de la Crevedia și explozia de conductă de pe autostrada Moldovei vin pe un climat de lipsă de responsabilitate. Cătălin, dacă poți să vorbești în microfon, nu-mi dau seama. Da, îmi cer scuze. Poate acum te auzi mai bine, da. Deci, spuneam că nu știm ce s-a întâmplat la Odorheiu Secuiesc ieri, dar știm că există un climat de un deficit de responsabilitate, atât din partea autorităților, cât și din partea unor mari companii, uneori, da? Care se comportă ca și cum ar fi prea puternice ca să mai dea socoteală. Apropo de oamenii morți și uitați pe autostrada Moldovei, da? Pe 21 septembrie au murit 4 muncitori acolo. Au trecut 3 luni. În curând se vor împlini 3 luni. Compania care a avut oamenii respectivi angajați și care pe șantierul căreia s-a întâmplat accidentul nu a avut până astăzi, după 3 luni, nicio reacție. Eu nu cunosc în UE sau într-o țară democratică un caz de acest gen, în care o companie să fie implicată într-o tragedie umană cu mulți morți și să nu fi explicat, să nu-și ceară scuze. Pur și simplu, unul dintre motivele pentru care cei puternici în România procedează astfel, după părerea mea, este pentru că simt că sunt unor menajați de către presă, în special de către televiziuni. Și vin la cifra aceea care este șocantă și pe care Libertatea a dezvăluit-o zilele trecute. 1 milion de euro a mers în ultimele 12 luni doar de la PNL la site-ul Digi24. Ca să mintă oameni. Că știm, e minciună, nu? Când în mod premeditat spui publicul că oferi știri independente și de fapt îi dai propagandă. Digi nu e decât un caz într-un peisaj mult mai sofisticat în România. Într-un moment în care presa și într-o perioadă în care presa este blândă cu cei puternici, ziceam, fie vorbim de guvern, primării, autorități locale sau firme importante, e normal că automat se va crea acest tip de reacție în care nu-ți pasă, nu-și cer scuze, nu analizezi ca lumea, nu te simți responsabil și se repetă tragedia. Că despre genul ăsta de mecanism vorbim. Și suntem cu o presă slăbită, decapitată, speriată sau alimentată cu bani ca să tacă, în fața probabil celui mai important an din istoria recentă a României, și anume 2024, anul cu 4 rânduri de alegeri.
Citeam ieri în un articol din Süddeutsche Zeitung, unul dintre marile ziare din Germania, care acoperă, este editat la München și acoperă sudul Germaniei, și în care spunea că în România au ajuns să fie îndepărtați jurnaliștii precum în imperiul lui Victor Orban, jurnaliștii care încă mai fac investigații. Și că, citez, la ordinea zilei au ajuns să fie oligarhii și lobiștii care au ajuns să stăpânească pur și simplu televiziuni și publicații. Ei se referă, în fine, la cazul GSP Libertatea. Nu mai intru în el acum, pentru că nu asta e discuția. Discuția este ce se întâmplă cu o presă când presa e slabă și cetățeanul este abuzat automat. Automat se întâmplă asta de către cei puternici, indiferent dacă ei au forma guvernului, autorităților sau companiilor. Iar victimele sunt, bineînțeles, oamenii obișnuiți, așa cum s-a întâmplat ieri în tragedia care a avut loc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.